Deși în fiecare luni are loc ședința operativă a serviciilor primăriei, astăzi ziua a început fără tradiționala reuniune. Solicitat de Național 4 să comenteze acest lucru, primarul interimar al capitalei Ruslan Codreanu ne-a spus că ședința nu a fost organizată pentru a nu implica primăria în speculațiile politice. Ieri, de exemplu, a fost atacat cu n-am instalat WC-uri publice. Eu nu vreau să fiu ținta unor atacuri nefondate, pentru că chiar nu este cazul. Nu vreau să-l comentez, așa cum nu am comentat nici până acum. Tot ce vreau eu e să mă asigur că noi suntem funcționali. Și orașul este mai departe funcțional. Noi nu intrăm în criză. Chiar dacă unii, pentru unii, cu cât mai rău, e cu atât mai bine, dar pentru mine, astăzi, care am grijă de oraș, asta nu este diviza mea. Totodată, Codreanu ne-a spus că toți cei care participă la aceste ședințe au fost anunțați din timp despre faptul că reuniunea de azi nu va avea loc. Vineri, la ora 4, eu am convocat toate serviciile primăriei și pretorii. Toți au fost convocați. La toți le s-a spus că nu va avea loc ședința. La toți am emis o dispoziție sâmbătă prin care i-am obligat să iasă la lucru și sâmbătă și duminică, după ploi, să curățe orașul. În acest context, primarul general interimar a mai spus că atmosfera din primărie este un pic confuză, fapt ce afectează activitățile majorității direcțiilor. Cât despre declarația de la ultima ședință operativă în care a declarat că nu mai vrea să rămână la primărie, Ruslan Codreanu a spus că aceasta rămâne valabilă indiferent de cum vor derula lucrurile în continuare.